De pe invitația conferinței și din invitația la rugăciune am remarcat un verset care mi-a atins inima și am știut că despre aceasta trebuie să împărtășesc câteva gânduri. Este versetul care ne place și este foarte cunoscut femeilor, versetul din Psalmul 68, 11. Un cuvânt spune Domnul și femeile aducătoare de vești bune sunt mare oștire. Și noi ne oprim aici de obicei, dar eu aș vrea să mai citesc. Împărații oștirilor fug și cea care rămâne acasă împarte prada. Amin? Un cuvânt spune Domnul. Și de multe ori m-am văzut că am trecut repede peste versetul acesta pe care l-am folosit la diverse conferințe, la diverse întâlniri și foarte folosit ca să motivez femeile să vină, să aducă vești bune, dar am descoperit ceva mai mult. Poate dumneavoastră știți, dar o să vă bucurați că am descoperit și eu lucrul acesta. Versetele acestea două fac parte dintr-un quartet de psalmi al căror autor nu este cunoscut. Nu se știe exact cine a compus acest patru psalmi. Este vorba de psalmii 65, 66, 67 și 68. Și acești psalmi este recunoscut că ei vorbesc despre Domnia lui Hristos, despre împărăția lui Dumnezeu. Și studiind cuvântul cu surorile din Târgu Mureș, am studiat cartea Evrei, cartea Efeseni, am ajuns să ne spunem unele altora, draga mea, am auzit oameni care își doreau să trăiască pe vremea Domnului Iisus. O, ce bine dacă aș fi trăit atunci, să-L văd, să văd cum atinge bolnavii, să mă bucur. Și un gând frumos. Am auzit alții care și-ar fi dorit să trăiască la Rusalii, să vadă exact cum s-au coborât acele limbi de foc și ar fi fost frumos. Dar noi am descoperit altceva. Am descoperit că noi suntem mai privilegiați decât cei care au trăit în vremea Domnului Iisus, mai privilegiați decât cei de pe vremea pogorârii Duhului Sfânt. Pentru că noi trăim în vremea Harului, în vremea Bisericii, în vremea Împărăției lui Dumnezeu. Și versetele acestea, care sunt găsite în contextul prezentării Împărăției lui Dumnezeu, ne vorbesc în mod special nouă femeilor, că noi avem un rol special în Împărăția lui Dumnezeu. Vedeți, ar fi putut să spună un cuvânt, spune Domnul, și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare mulțime. Sau, nouă ne place să cântăm, puteau să spună un mare cor. Sau alt cuvânt prin care să arate că sunt numeroase. Dar nu-i vorba de asta. Cuvântul acesta, oștire sau armată, exprimă foarte clar că noi suntem chemate să umblăm în destinul rânduit de Dumnezeu, care este diferit de la femeie la femeie, luptând, fiind îmbrăcate din cap până în picioare, așa cum am vorbit altă dată și cum o să se mai vorbească în aceste zile, cu armamentul spiritual. Nu există opțional, nu există femei care se luptă și femei care nu se luptă. Toate femeile din Împărăția lui Dumnezeu sunt chemate la luptă. Amin? Cine se consideră un oștean? Da? Suntem, Doamne, Tu să ne vezi, noi am înțeles că ne-ai chemat la luptă. Asta trebuie să conștientizăm în zilele acestea. Și cum ne luptăm? Și despre ce luptă este vorba? Vom afla în zilele acestea mai mult. În primul rând, aceste femei luptătoare aduc vestea bună.
vestea bună care este Evanghelia și această Evanghelie care trebuie să ajungă până la marginile pământului și care trebuie să impacteze toate domeniile vieții cotidiene, trebuie să fie dusă mai departe și cu ajutorul nostru. Mult timp s-a crezut că doar bărbații sunt chemați, așa cum scrie în Efeseni, capitolul 6, să îmbrace armamentul spiritual și să se lupte. Dar uitați-vă, versetul acesta și multe alte versete din Noul Testament vorbesc chiar și despre femeile care stau acasă, care nu luptă în linia întâi. Asta vrea să ne spună. Poate că te uiți la televizor și vezi întăriturile celui rău, vezi atâtea vești rele, vezi atâta mizerie în societate, în politic, în economic și zici, Doamne, dar ce pot eu să fac? Uite, împărăția Întunericului cât e de puternică. Poate că ești femeia care stă acasă și care trebuie să împartă prada. Și este pradă pe care tu o vei împărți. Dacă intri în chemarea ta, poate că nu ești tu cea din linia întâi, poate că este soțul tău, poate că mâine vor fi copiii tăi și biruința lor este prada ta de război. În seara aceasta nu vreau altceva decât să te încurajez să lupți și să spun că nu ești chemată să alegi sau să nu alegi să lupți. Dacă tu nu vei lupta în dreptul în care tu trebuie să te lupți, va fi o pierdere a împărăției lui Dumnezeu și tu și casa ta vei avea de suferit. Dar Dumnezeu vrea să ne încurajeze pentru că El vrea familii puternice, El vrea o Românie altfel și vrea să se folosească de noi. Sunt multe bătălii. Este bătălia pentru familia mea și pentru familia ta, bătălia pentru copiii noștri, bătălia pentru țara noastră și de ce nu bătălia pentru alții, pentru alte femei din țări în care cuvântul lui Dumnezeu n-a ajuns încă? De ce nu pentru femeile din lumea musulmană care n-au auzit încă vestea bună? Nu știu care este bătălia la care Dumnezeu te-a chemat, dar în seara aceasta, la începutul conferinței, vreau să-ți transmit că El te-a chemat la bătălie. Și aici nu te-a chemat să-ți cauți sau să-mi caut confortul, nu te-a chemat să te scutească de suferință, dar te-a chemat să fii în oștirea sa de biruitori. Probabil că te uiți și zici, suntem prea neînsemnate, nu avem noi putere să schimbăm lucrurile. Da, așa este dacă ne uităm doar cu ochii fizici. Dar avem multe exemple și vreau să mă refer doar la cel din Ezechiel 37, când omul lui Dumnezeu a privit cu ochii spirituali. Este vorba de profetul Ezechiel pe care Dumnezeu l-a dus în Valea Oaselor, acolo unde erau numai oase uscate, unde nu avea nicio speranță că mai poate urma ceva. Probabil avem astfel de pustiuri, oasele acestea erau într-o pustie, probabil că avem astfel de pustiuri uneori în familiile noastre. Poate partea financiară, partea economică din familia noastră poate fi uneori un pustiu. Poate ne uităm la România și o vedem ca un pustiu. Vedem că oamenii sunt uscați ca niște schelete din punct de vedere spiritual. Și zicem, ce o să mai fie de poporul acesta? Dar Duhul lui Dumnezeu ne invită să nu privim doar la ceea ce se vede, ci să privim la viziunea pe care ne-o dă Dumnezeu. Noi nu suntem chemate să portăm constatările noastre, ci noi trebuie să transmitem mai departe veștile bune pe care ni le dă Dumnezeu. Și profetul acesta Ezechiel, când era în Valea cu oase, nu s-a minunat și a spus, oh, Doamne, dar ce mulți sunt, dar cum au ajuns în situația asta? Și Dumnezeu îl pune la încercare și îl întreabă, vor putea oare oasele acestea să învie?
Și Ezechiel, prin de credință în Dumnezeu, spune: Doamne, Tu știi lucrul acesta. N-a rostit el o sentință, nu părerea noastră personală sau a altora contează, ci contează părerea lui Dumnezeu. Și părerea lui Dumnezeu pentru situația cu care te confrunți și mă confrunt, ți-o descopere ție personal, dacă ai inima deschisă. Și această părere trebuie să o rostești. Și se va întâmpla ca și în Valea Oaselor. Va crește carne și vase de sânge și va sufla un duc de viață și oasele vor învia și va apărea transformarea. Vreau să vă invit să nu priviți în zilele acestea la problemele pe care le-ați lăsat acasă, la barierele pe care le aveți în calea planului pe care Dumnezeu vi l-a descoperit, ci să priviți la puterea lui Dumnezeu. Și așa cum i-a spus lui Gedeon Dumnezeu: du-te cu puterea pe care o ai. Și apoi i-a spus: oare nu te trimit eu? Îndrăzniți și rostiți prin credință cuvintele lui Dumnezeu peste situații, peste familii. Îndrăzniți să rostiți adevărul împotriva non-valorilor care se afișează, împotriva pornografiei, a avortului, a curviei, împotriva mizeriei, împotriva corupției, într-o țară în care ni se prezintă oameni care o duc bine prin mijloace necinstite, îndrăznește să spui că se poate trăi prin muncă cinstită și să faci lucrul acesta. Oricine ai fi, ești chemată în împărăția lui Dumnezeu să te lupți, să fii o ostașă în armata de eliberare a Prințului Păcii. Tot ce vom auzi în următoarele zile va fi în această direcție: cum să ne rugăm, cum să ne îmbrăcăm cu armamentul spiritual, cum să ne dezbrăcăm de ceea ce ne încurcă în luptă. Și așa cum ne rugam înainte, sunt lucruri care ne încurcă. Ne amintim de David când s-a dus la luptă cu Goliat și împăratul Saul, care n-a putut să-l biruiască pe Goliat cu armata lui, i-a oferit hainele lui. Și David îi spune: nu cu astea trebuie să mă duc, eu mă duc în numele Domnului și mă duc așa simplu, cum sunt eu. Nu trebuie să purtăm haine împrumutate de la lumea aceasta. Nu trebuie să avem haina nemulțumirii sau a mândriei sau a prejudecăților sau multe, multe alte lucruri. Probabil hainele lui Saul erau foarte sofisticate la mândria lui și la situația în care era, mai mult l-ar fi încurcat pe David. Și el totuși a fost biruitor, așa simplu și plecând în numele Domnului. Cel neprihănit va trăi prin credință. Îndrăzniți să rostiți cuvintele credinței peste situații, peste familii, peste țară și proclamați, așa cum ne-a învățat Domnul Iisus să ne rugăm, să vină împărăția ta, să se facă voia ta în viața mea, în familia mea, în țara noastră și, Doamne, folosește-te de mine cu tot ce sunt, cu tot ce am. Și un ultim gând. Din Proverbe 31 se spune despre femeia înțeleaptă: ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă sau pe buze. Spuneți-vă unii altora cuvinte înțelepte, încurajați-vă și gura noastră să fie un izvor de viață când vom merge acasă. Să întărească Dumnezeu oștirea femeilor aducătoare de vești bune din România. Amin.